Deci am o durere de cap, exact ca aia pe care mi-a dat-o, chestia pe care urmează să vă povestesc acum. Până atunci, dă-i cu intro! Înainte să începem, puteți să dați un like acolo și un subscribe ca să putem continua și să meargă toată treaba asta mult, mult mai bine. Toată povestea a început când am fost chemat să fiu fotograf la un eveniment. Un bun amic și un coleg de muncă în același timp m-a chemat să fac fotografii la botezul fiului lui. Dar nu s-a întâmplat nimic interesant acolo. În schimb, ca și fotograf, cu toții știm că cea mai grea parte după este editatul pozelor. Și într-o seară editam pozele. Editam și un video pentru YouTube în același timp, pentru că, na, de ce nu? Cine nu știe, eu folosesc un Mac. Dacă nu știți, aveți card aici, puteți să vă uitați la un clip în care vorbesc despre Mac-uri. Principalele programe în care editam și erau deschise în acea seară sunt Premiere Pro pentru YouTube și Lightroom pentru fotografiile de la botez. Mac-ul pe care l-am eu are un spațiu de 500 de giga de stocare și mi-a mai făcut o extensie cumva pe iCloud de 200 de giga. Eram eu în febra creației, editam poze, editam video, nu m-am gândit absolut nicio secundă la spațiu de stocare, pentru că na, ambele programe au nevoie de spațiu de stocare, mai ales de scratch disk, pe care varsă informații în mod constant ca să facă caching-ul la ceea ce lucrezi. Și, dintr-un anumit punct, seara, destul de târziu, am primit o mică notificare, cum că vezi că rămâi fără spațiu. Și am zis că ok, bun, cumva eram conștient că există posibilitatea și am zis că bă, în cazul în care rămân complet fără spațiu, încep să mai șterg din chestii, să-mi fac loc, nu? Pentru că așa funcționează, începi ștergi ca să faci loc chestiilor noi. Mai ales dacă ai un spațiu de stocare limitat. Și în continuare nu am pus foarte mult accent pe treaba asta. Chiar lucram și mă gândeam doar la munca în sine. Până într-un punct. It was at this moment he knew. He fucked up. Mac-ul meu s-a hotărât să-mi ofere ultimatumul. Efectiv, o singură notificare în care mi se spunea că nu mai e deloc spațiu pe disc și trebuie să închizi aplicații de acum pentru ca Mac-ul să funcționeze în continuare. Și am zis că de ce trebuie să închid aplicații când pot să șterg fișiere efectiv și să fac spațiu, ca așa cum am gândit eu de la început. Se pare că Mac-ul știa exact de ce îmi spunea toată treaba aia. Mac-ul s-a hotărât să-mi zică cu o mică eroare că nu mai am spațiu pentru a putea șterge fișiere. Și de asta șterg fișiere, ca să fac spațiu. Și am zis că ok, poate o fi recycle bin trash-ul, o fi plin. Pot să șterg din trash, mai întâi să golesc trash-ul, cap de informațiile alea și după aceea încep să șterg și tot așa, chiar dacă am o marjă mică de spațiu de stocare. Dau click dreapta pe trash, empty trash și pff, aceeași eroare. Păi dă, de asta încerc! Vreau să golesc ăla ca să am spațiu, că așa funcționează, nu? Ștergi, faci spațiu. Nu ai nevoie de spațiu ca să ștergi, că ștergi. Nu! Și am ajuns în punctul în care efectiv am început să închid aplicații, așa cum spusese el la început, ca să cumva să eliberez memorie. Firefox, Chrome, aplicația de mail, am închis și aplicația de mail, tot ce mai era deschis în background, acolo am închis tot, în afară de Lightroom, Premiere Pro și Audacity, pentru că aveam salvat sunetul de la un clip pe care îl filmasem și la care urma să editez. După ce am închis aplicațiile, am încercat iar să șterg fișierele. Și ghiși ce? Fix aceeași eroare. Am zis că ok, bun, e timpul să caut pe noi niște soluții. Dau să deschid Firefox-ul. Ghiși ce? Nu ai destulă memorie ca să deschizi aplicația. Am început să caut soluții pe telefon, pentru că era cel mai la îndemână, aveam internet, puteam să-l folosesc să caut ceva rezolvare. Toate soluțiile pe care le-am găsit pe net se rezumau la un restart, la care eu nu eram dispus să ajung, pentru că statusul era în felul următor. Aveam Lightroom-ul cu vreo 500 și ceva de poze editate nesalvate, Premiere Pro, să zicem, caching-ul de la Premiere Pro e destul de ok și se mai salvează din când în când, se salvează automat. Și Audacity cu sunet de pe video, nesalvat încă, era doar direct înregistrat în Audacity și nu era salvat încă efectiv ca și fișier WAV sau audio, mă rog. În momentul ăla, să mă arunc de la balcon, nu părea o idee atât de rea. Una dintre posibile soluții la treaba asta fără să dau restart era să deschid consola și să șterg fișiere efectiv din consolă, pentru că astea ocolesc cumva caching-ul pe care îl face Mac-ul și transferul ăsta de fișiere care practic are nevoie de spațiu ca să facă loc, ca să facă rost de spațiu. Da. Ghiși ce? Nici consola nu mi se deschidea. E o consolă, un terminal, o chestie de aia de vezi. Nu, nimic. Nemai având absolut nicio idee cum pot să rezolv treaba asta, dacă ați rezolvat cumva, dacă ați ajuns cumva în problema asta și ați rezolvat-o, vă rog dați-mi soluția până afară de restart. Poate dacă mi se mai întâmplă rezolv, eu mă hotărăsc să dau restart. Încep să închid din programe pentru că restartul nu poate să pornească pentru că rămâne blocat de anumite programe care nu s-au salvat încă. Lightroom-ul vrea să se închidă și îmi dă eroare. Ești sigur? Nu vrei să faci un backup mai întâi? Ba da! Cum să nu? Click pe backup. Nu putem face backup pentru că nu ai destulă memorie. Da. Închid forțat Premiere Pro, închid forțat Audacity, dau restart.
pasul următor era să intru în safe mode. Dacă intram în safe mode în laptop, puteam să șterg fișiere și să fac rost de spațiu fără să mai am nicio problemă, problema de, pe care o creează el în momentul în care încearcă să șteargă fișiere. După ce am dat o tură de casă, de bloc, de cartier, de așa, m-am întors și am zis, hai să-mi fac curaj să mă uit să văd ce s-a întâmplat. Deschid toate programele, Audacity, Lightroom, Premiere Pro și erau salvate toate. Nu știu cum s-a întâmplat toată treaba asta, dar tot, la tot ce am lucrat, inclusiv fiecare fotografie în parte, fiecare edit făcut pe fiecare fotografie era salvat, sunetul din Audacity, care nici măcar ca proiect nu era salvat, era salvat. Nu puteam nici măcar să aplaudez pe iCloud, nu puteam să transfer, nu-mi recunoștea stick-urile, nu mi se deschideau programele, era complet mort. Dar s-a rezolvat. Așa că, la fel ca și titlul videoului, nu faceți ca mine. Dacă aveți nevoie de spațiu, asigurați-vă că aveți spațiu necesar pe calculator, indiferent că probabil e Windows sau macOS, nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu. S-a terminat bine, dar nu știm dacă e la fel de fiecare dată. În încheiere, vreau să vă mulțumesc super mult pentru că am primit o grămadă de încurajări de la oameni pe care nu-i cunosc, bă, deci sunteți genial. Am primit încurajări, am primit și sfaturi, feedback constructiv, super fain, e un sentiment extraordinar, e un sentiment super fain în momentul în care se uită lumea la tine și apreciază sau îți dă sfaturi și îți dorește binele cumva, e ceva extraordinar. Dar am primit și întrebări în același timp, diferite întrebări legate de studio, legate de mine, legate de tot ce se întâmplă, de cum fac videouri în sine și plănuiesc un Q&A. Dacă doriți să-mi puneți întrebări, dacă aveți întrebări pentru mine legate de orice, nu o să fie curând, o să fie probabil peste vreo 2 sau 3 luni, cred. Dacă aveți întrebări, eu fac o listă și la sfârșit când o să facem Q&A-ul, o să iasă super bine, o să avem întrebări, răspunde la întrebări. O să fie și un giveaway super fain curând. Bă, vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, vă mulțumesc că vă uitați și like și subscribe acolo, pentru că mă ajută extraordinar de mult. Și ne vedem în video următor, care o să fie un review și un unboxing, bineînțeles. Pa! Pentru că, ca și fotograf, pentru că, ca și... Și toate soluțiile pe care le-am găsit, vă mulțumesc că vă uitați și... Like și subscribe!